Într-o lume în care comunicarea este tot mai importantă, specialiștii recomandă cursuri de specialitate încă de la cele mai fragede vârste. Elevii au înțeles repede cât de important este să te exprimi corect, să citești și mai ales să înțelegi ceea ce citești. Fundația Dan Voiculescu oferă gratuit astfel de cursuri interactive și inovatoare pentru elevii din întreaga țară, în cadrul cărora se pune accent pe dezvoltarea competențelor și abilității copiilor, stimulând imaginația, creativitatea și gândirea critică. Întărirea stimei și a încrederii în sine, lectura și comunicarea, dar și dezvoltarea gândirii critice și creative sunt doar trei dintre cursurile la care s-au înscris deja peste 1000 de elevi anul acesta. De exemplu, peste 600 de școlari au ales cursul Întărește-ți stima și încrederea în tine. Este foarte important să mergem cu copiii noștri să experimenteze cât mai multe activități extrașcolare, ca la un moment dat să le aleagă pe cele care sunt potrivite nevoilor copilului, dar și care sunt potrivite obiectivelor, abilităților, pasiunilor pe care acesta le are. Psihologii atrag atenția că este important ca până în vârsta de 3 ani copilul să desfășoare activități în cadrul familiei. După vârsta de 3 ani, când copiii își doresc să socializeze cu alți copii, să facă parte din același grup, uite, îmi place să gătesc sau îmi place să fac dezvoltare personală și vreau să fiu cu prietenii mei, deja de acolo putem să începem ușor, ușor, în funcție de vârstă, să nu exagerăm, la 3-4 ani cu o activitate pe săptămână, crescând către 2-3 până la vârste mai mari, 11 ani, facem lucrurile acestea. Ideea de bază este să alegem până înspre 7-8 ani care este calea potrivită ca să nu supraîncărcăm programul copilului. Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României dă startul înscrierilor pentru școala de vară, locul în care educația este posibilă prin joc și metode aplicative. Foarte mult vine în zona asta de încredere în sine, vine în zona de comunicare și în zona asta de gândire creativă și gândire critică. Exact nevoile de bază ale generației moderne care a uitat cum e să socializeze, cum e să iasă și să comunice cu cei de vârsta lor, pentru că stau foarte mult pe zona asta de tehnologie. Într-un număr mare, înscrierile vin în zona de dezvoltare personală, încredere în sine și asta zona de comunicare și gândire critică. Înscrierile încep pe 20 iunie. Timp de 7 săptămâni, cursanții vor avea ocazia să învețe noțiuni din diferite domenii, care vin în completarea programei școlare de la profesori cu experiență și specialiști în educație printr-o serie de activități interactive.